de It, încă un inculpat celebru ar fi fugit în Costa Rica. Acesta susține ce se întoarce. După Elena Udrea sublinierei Alina Bica, încă un inculpat celebru a fugit în Costa Rica, potrivit unor surse citate de Antena 3. Este vorba despre Sergiu Diacomatun, fost vicepresubliniere din TANP, trimis în judecat de DNA alături de Alina Bica. Acesta a părăsit Cara în 9 aprilie, sublinierei nu s-a mai întors, potrivit unor surse. Ultima fotografie postată de acesta este făcută în Marea Britanie pe un stadion. Diacomatu a fost trimis de DNA în judecat în 2 dosare penale privind fraude la Agenția Națională de Restituire a Proprietăților. Este un apropiat al Elenei Udrea, al omului de afaceri Dorin Cocos,